Au început zilele recoltei la Cluj. Pe parcursul acestui weekend, peste 200 de mici fermieri din toată țara își vând produsele naturale la târgul organizat în fața sălii sporturilor. La eveniment au participat astăzi și ministrul agriculturii, Petre Daea, dar și comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan. Micii producători vin cu o gamă vastă de produse, de la fructe și legume de casă, la siropuri naturale și vinuri din producție proprie. Venim din Cotej, din Vrancea. Și acum, cu ocazia zilei recoltei, am să venim aici la dumneavoastră, să mănânce și clujenii un fruct natural, 100% făcut de căldura care a fost anul ăsta. Acolo avem 12 hectare de vie pe care le exploatăm și încercăm să aducem produse cât mai bune pe piață. Vinuri de indicație geografică, la noi este primul an de îmbuteliere, avem un Pinot Gris și un Muscat cu Sauvignon și la acest târg am mai venit cu mus proaspăt. Din Beliș venim și ne ocupăm cu siropuri naturale. Multe sortimente, în jur de 14-15, cătină, muguri de brad, coacăze, cireșe de pădure. Cultivatorii de fructe și legume, dar și fermierii vor fi pe platoul sălii sporturilor Horia de Mian din Cluj până duminică.